caz clasic de influență politică asupra deciziilor judecătorești este cazul recent de violență domestică a Victoriei Proteanu. Cred că este un caz cunoscut de toată lumea. Și de ce acest caz este grav din mai multe puncte de vedere? Pentru că, în primul rând, deciziile judecătorești nu trebuie influențate politic. Asta este o cale foarte periculoasă pentru justiție. Deci nu poate un ministru de justiție, pentru un apel telefonic, să modifice o decizie judecătorească. Este o încălcare extrem de gravă. Deci o decizie care este luată în instanță, ea trebuie să-și urmeze cursul logic în instanță. Și nu prin, așa să zicem, puterea populistă a unui ministru al justiției.